Un bărbat în vârstă de 38 de ani din Bacău a rămas suspendat într-un copac la aproximativ 5 metri înălțime, în timp ce susținea examenul pentru a deveni pilot de parapantă în zona Clopotiva, la poalele munților Retezat. Bărbatul a avut nevoie de sprijinul salvamontiștilor hunedoreni pentru a putea fi salvat și preluat ulterior de o ambulanță pentru că a fost rănit, suferind contuzii la coaste și la femurul stâng. Este vorba despre un parapantist care a aterizat într-un copac. Din spusele celorlalți colegi al lui, participa la un examen pentru diplomă pentru el să fie atestat. L-am găsit în zona Brazi, Clopotiva, la poale munții Retezat. Era rămas în copac. Bineînțeles, apelul a fost undeva în jur de ora 2:45, la ora 4 noi am fost la el, după care am început manevrele de coborâre și de transport către ambulanță. A fost o intervenție dificilă, deoarece când rămân agățați în copac, bineînțeles că ei sunt cu parapanta care are foarte multe sfori și a trebuit să tăiem sforile pentru a putea să-l dăm jos din copac. Era undeva la vreo 5 metri de sol. Bărbatul a fost transportat la spital pentru a-i se acorda îngrijiri medicale de specialitate.